Bine v-am găsit la o nouă ediție a dialogurilor Caiete Silvane Online, astăzi cu poetul și criticul literar Viorel Mureșan. Bine ai revenit la Centru de Cultură și Artă al Județului Sălaj, la revista și la editura Caiete Silvane. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Acest dialog este prilejuit de aniversarea ta, Viorel Mureșan, la 70 de ani. Așa, după cum cred că știu cei care ne urmăresc, atât pe Facebook cât și pe alte conturi, revista Caiete Silvane este dedicată prin numărul din martie lui Viorel Mureșan, la împlinirea vârstei de 70 de ani. Acest număr găzduiește câteva poeme semnate de Viorel Mureșan, însoțite de o parodie a cunoscutului Lucian Perța, și tot aici un dialog esențial între Traian Ștef și Viorel Mureșan, o dare de seamă, să spunem așa, despre mulți ani petrecuți în preajma poeziei, atât ca poet cât și critic literar. Tot cu această ocazie am editat un nou supliment al revistei Caiete Silvane, un supliment care va fi lansat, care va fi prezentat la zilele revistei Caiete Silvane, care va avea loc în perioada 30 martie 1 aprilie și chiar de 1 aprilie, ziua de naștere a lui Viorel Mureșan, vom prezenta aceste publicații la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj din Zalău. Mă bucur că am putut fi și editorul a două noi cărți ale lui Viorel Mureșan, o carte de poeme, Monede în aer, apărută în colecția Poesis editurii Caiete Silvane, și Poarta de Fildeș, apărut în colecția Scriitori Sălăjeni. E vorba aici de critică literară. O recoltă, cel puțin din punctul nostru de vedere, bogată. Cum te simți la aproape 70 de ani? Mă simt bine, atâta vreme cât pot să lucrez și să fac ceea ce îmi place, câtă vreme, iată, îmi văd o nouă carte de poezie după 10 ani de la cea anterioară și o nouă carte de critică. Acestea, mă rog, au ieșit mai des, adică cu o anumită ritmicitate, cam la 2 ani scot o carte de critică, pentru că se adună material în 2 ani pentru o nouă carte, având cronică literară la două reviste, la Caiete Silvane și la revista Steaua, acum, de vreo un an și jumătate. Înainte a fost, tot așa, revista Familia. Deci am în două reviste lunare, se adună în jur de 10-12 cronici pe an și împreună cu cele tot pe atâtea de la Caiete Silvane fac materia unei noi cărți. Cam la 2 ani, așa. Altfel, cum să spun, cu toate inconvenientele vârstei, sunt și trebuie să ținem seama și de acestea, sunt și probleme de sănătate și mai ales îmi dau târcoale, mă bântuie tot felul de tristeți. Numai că ele din fericire își găsesc materializarea, să spun, în formă poetică, cel mai adesea. O carte de poezie la 10 ani. Alți colegi de-ai noștri sunt mult mai productivi. Bănuiesc că această ritmicitate este datorată atenției cu care scrii și îi publici poezie. De bună seama, acum
dacă ar fi să fiu sincer, și trebuie să fiu, am poezia adunată pentru încă poate o carte sau două cărți în tot acest răstimp. Însă le las să se adune, le citesc la răstimpuri și iată, pot să fac o carte atunci când consider că manuscrisele sunt destul de coapte ca să poată intra într-o nouă carte. Pentru că am destule cărți de poezie, nu știu câte sunt, oricum peste 10, și nu mai are rost să mă grăbesc. Mai bine le pritocesc mai îndelung și uneori mă împiedic ani de zile la un titlu. Deci câtă vreme îmi lipsește un titlu, nu scot cartea. Pentru că există și această concepție că jumătate din valoarea cărții stă în titlu. Ești foarte atent la titlu. Da, sunt foarte atent la titlu. Știu că ai și un... Așa, deci prietenii mei știu că am un fel de bancă de titluri în niște plicuri și de acolo aleg atunci când pun titlul la o carte. Am chiar două bănci de titluri pentru că m-am specializat acum și în volume de critică literară și am și pentru ele o bancă de titluri. Deci una pentru volume de poezie și una pentru volume de critică. Ce înseamnă poezia pentru tine? O întrebare cumva clasică. Am înțeles. Eu aș răspunde cel mai simplu prin motoul acestei cărți. De altfel, cred că ar fi bine să-mi îndemn cititorii să îmi caute la toate cărțile motourile. Ele spun totul despre concepția mea despre poezie. Iată, la acest volum, Monede în aer, am pus un motou dintr-un poet american, Carl Sandburg, care sună așa. Poezia este deschiderea și închiderea unei uși, lăsându-i pe cei care privesc prin deschizătură să ghicească ce s-a văzut în frântura aceea de clipă. Mai mult de atât, nu știu ce e poezia. Cum s-a născut sau cum ai reușit să exersezi și această, să-i spunem, operațiune de a-i citi pe alții și de a scrie despre alți scriitori? Asta ține de formația mea de echinoxist. Deci am ucenicit la revista și la Cenaclul Echinox, revistă studențească care a trecut deja de 50 de ani de când apare. Sunt 55 de ani în acest an, apar din 1968 și odată ce intram acolo, sigur, eram studenți, eram puși să scriem toată revista noi, deci nu aveam, trebuia să ne specializăm și în critică literară. Eu am primit, de pildă, o rubrică de poezie, deci era cronica literară, susținută de critici care atunci se consacrau, colegi de ai noștri, și rubricile de poezie, de carte străină, de critică literară, de proză, erau susținute de către noi. De acolo am început deprinderea aceasta de a scrie critică și adevărul că a prins. Deci n-am mai putut să părăsesc această ocupație. E adevărat că după ce am venit în învățământ, mi-a lipsit o revistă. Am mai avut un an sau doi la Echinox, deci în primii ani după ce am venit în producție, cum se spune,
am mai avut cronica și pe urmă, gata, veneau alții din urmă, studenți la universitate și redactori la revista Equinox. Mi-a lipsit o revistă, un organ de presă în anii aceia, în anii 80, vorbesc despre anii 80, însă am scris, cum să spun, sub formă de eseuri sau sub formă de comunicări. Participam adesea la comunicări ale profesorilor. Am participat foarte mult chiar în afara județului, eram trimis de către inspectoratul școlar cu tot felul de comunicări, cu diferite prilejuri și n-am abandonat total această preocupare. În procesul lecturii se iveau tot felul de teme la care meditam și le scriam. E adevărat că fără mult efort și fără o ritmicitate precum cea cu care fac munca asta astăzi, când țin iată cronică literară la două reviste. Deci așa cumva s-a născut. Am văzut că de la un an la altul mă perfecționez și fac tot mai bine munca aceasta de critic literar, mă repet, deci eu practic o critică de atelier. Adică văd creația altora prin prisma creatorului de poezie și se pare că este eficientă în asemenea cazuri pentru că văzută din interior pare a spune mai mult decât o critică făcută de cineva care nu are și exercițiul creației. Cât sunt de prețuiți astăzi în România criticii literare? Aproape deloc. Eventual sunt disprețuiți dacă unor autori nu le convine ce se scrie despre cărțile lor. Eu mă feresc de această ipostază, mai degrabă nu scriu decât să-mi fac mari de servicii scriind ceea ce ar putea supăra pe unii sau pe alții. Îi las în plata Domnului și nu scriu despre ei. Bun, dar de ce, să zicem așa, instituția criticii literare e în derivă la noi? E în derivă, bănuiesc că din cauza condiției lecturii, care este din ce în ce mai precară. Deci munca aceasta a lecturii, tot mai puțin sunt cei care au deprins-o și care o susțin cu consecvență. E adevărat că e un efort, mai ales relectura, pentru că să scrii despre o carte înseamnă neapărat relectură. Este o lectură, cum să spun, impresionistă, o primă lectură, însă când se revine, se face mult mai aplicat și cu creionul în mână. Deci e o trudă care nu toată lumea o agrează, pe care nu toată lumea o agrează și, pe de altă parte, nu aduce sub raport material mai niciun folos celui care o practică. Și atunci, sigur că a devenit o muncă ingrată aproape. Deci nu are... Criticul literar nu mai are un statut așa cum era odinioară. Deci era mare lucru cine era cronicar la Steaua sau la... Nu mai vorbesc de revistele centrale. Aceia aveau un statut și erau oameni priviți cu respect și evident cu multă deferență. Nu cumva e o cauză și dinspre scriitori, adică e, în cazul multora e prea mult orgoliu și prea puțină calitate? Da, acum evident că și statutul scriitorului este altul decât odinioară. Unul, cum să spun, deci s-a diminuat
calitatea scriitorului, adică pentru că se publică mai ușor, pentru că sunt inclusiv sub raport tehnic alte și mult mai multe mijloace de a tipări, sita a devenit mult mai larg. Deci există scriitori și normal, dacă sunt atât de mulți, nu sunt toți de o calitate care să-i dea un statut aparte scriitorului. Deci sunt ceea ce se cheamă veleitari foarte mulți și oameni de nu întotdeauna de cea mai bună calitate. Și intelectuală, dar și cum să spun, a caracterului. Încotro poezia. Fiind printre puținii scriitori poeți care sunt strânși legați de metaforă, de introspecția adâncă a ceea ce înseamnă literatura. Metafora în secolul 20 deja a decăzut ca și formă de expresie poetică. Însă se pare că s-a revenit la ea, pentru că poezia nu poate fără metaforă, nu există fără metaforă. Ea face parte din codul ei genetic, din codul genetic al poeziei, această metaforă. Eu nici nu pot să scriu altfel, pentru că văd lumea așa, la modul acesta metaforic. Sigur că e un cusur, e prea multă metaforă. Din cauza aceasta, cred că e bine să îmbini, știu eu, alte forme care tind spre narativitate cu metafora. Însă metafora, acolo unde cade în text, trebuie să aibă o greutate care să dea sens și greutate întregului text. Eu așa văd poezia. Sigur că citesc multă poezie fără pic de metaforă și nu-mi displace, nu trebuie să n-aș putea să spun că nu agreez acest tip de poezie. Sigur, eu n-am acces ca și creator la un astfel de tip de poezie, însă e un gen literar atât de, cum să spun, atât de larg, încât încap formule la nesfârșit, formule poetice. Și este loc pentru absolut toată lumea. Mă ocup de pildă în revista Caiete Silvane de acea rubrică de poezie universală, Arca Poeziei, și căutând autori acolo găsesc atâtea formule și încă am constatat că sunt abia la început cu această rubrică, pentru că mi s-au adunat între timp rafturi întregi de autori care așteaptă să intre acolo cu câte un text. Deci parcurg atâtea formule poetice încât nu cred că ar putea încăpea vreo îngrijorare că se epuizează vreodată formulele poetice și eu nu o să mai am loc în felul în care scriu. Că pentru mine nu mai există loc în poezie. Poezia ca destin, în cazul tău, cred. Ai fost profesor de român atâția ani, dar cred că ești și un profesor de poezie, dacă nu exagerez. Da, e adevărat că poezia de ea mă apropiu cu mai multă aplicație, însă ca profesor mai mult mi-a plăcut să predau proză decât poezie, pentru că poezia e foarte greu de predat și mai ales foarte greu de a face pe cineva să înțeleagă.
căutam să-i fac să înțeleagă că poate fi înțeleasă în mai multe feluri, nu într-un singur fel. Chiar dacă aveau la unele comentarii în manual sau în anexe din acestea didactice, deci căutam să-i fac să înțeleagă pe elev că se poate și altfel interpreta poezia și că fiecare are poezia sa. Chiar dacă e vorba de poezie clasică, să zic, de câte ori am predat Călin Fire din poveste sau Lacul lui Eminescu sau Testamentul lui Tudor Arghezi. Poezia are sensul pe care îl dai în momentul când o citești. Nu înseamnă că la o altă lectură îți mai amintești acest sens, îi atribui alt sens de fiecare dată. Deci are acest avantaj poezia și asta încercam. Deci dacă înțelegeau elevii acest lucru, erau salvați. Deci ei știau că pot să spună, sigur, nu aberații, dar pot să spună multe de la ei despre poezie, fără să tocească comentarii. E consider un scriitor împlinit? E o întrebare grea asta. Deci sunt momente în viață când cred că tot ce am făcut nu valorează nimic. Sunt astfel de momente și sigur, le înving greu și mi se pare că mă autoamăgesc și că acolo este de fapt adevărul, că n-am făcut nimic. Deci e un domeniu, cel al scrisului și al artei în general, în care nu pot să fii mulțumit. Este de neatins idealul spre care tins, că altfel nu am face nimic. Dar cred că și respectul față de scriitori, față de poeți, față de artiști în general, pare că a decăzut la noi. Pare a decăzut, că... așa este, da, a decăzut. Acum nici n-a fost din partea anumitor categorii sociale, n-a fost niciodată respectul acesta unul real. Pentru că e și o tagmă mai ciudată, cea a artiștilor, între care și poeții sunt mai liberi sub raport social, poate și mai sloboz la gură și mai înclinați spre boemă, și atunci cei cu principii foarte riguroase nu prea le acordă, cum să spun, credit. Aproape de finalul întâlnirii noastre, dacă vrei să citești, să ne citești din cartea de poeme. Da, o să citesc de aici. Eu am observat când am adunat sumarul acestei cărți că am mai multe arte poetice, mai multe texte. Apropo de una dintre întrebările puse de tine, ce cred că este poezia. Deci am texte din acestea cu valoare de artă poetică, crezuri artistice. Iată, de exemplu, cartea se deschide cu scrisoare. Și iarăși îmi încep ziua privind capete de tauri care acoperă cerul și leii culcați pe orizont. Îmi arunc ochii la ghemele de întuneric înșirate pe grindă. În somnul lor e atâta gâlceavă de dansatori pe frânghie. Scriu pe colțul lăuntric al ochiului meu fraze cu sânge mâncat de furnici, când o rază de soare, când o rază de lună. Și tot așa închei cartea, tot cu o astfel de artă poetică,
Poezia se numește. Ca dintr-o superstiție scriu poezii numai cu creionul, știind că solzii grafitului au înmugurit și au crescut pe fundul oceanelor. Cine și-ar putea închipui vreodată o colonie de cucuvele urcând pe coșul vulcanului? În jurul mâinii mele când scriu, se strânge țipătul lor. Mulțumesc! Și eu mulțumesc pentru invitație încă o dată și pentru aceste cărți care efectiv acum le văd prima dată și îmi plac foarte mult cum le-ați tipărit. Chiar vă felicit pentru ceea ce ați devenit ca editură. Mulțumim! Reamintesc la zilele revistei Caiete Silvane, în perioada 30 martie 1 aprilie, la care vă așteptăm la Zalău, la Centrul de Cultură și Artă a Județului Sălaj, vom lansa, prezenta și două noi cărți ale lui Viorel Mureșan, Monede în aer, poezie și Poarta de Fildeș, critică literară, cărți apărute la editura Caiete Silvane a instituției noastre. De asemenea, noul număr al revistei Caiete Silvane, cel pe luna martie, este dedicat lui Viorel Mureșan la împlinirea vârstei de 70 de ani. Este modul nostru de a-l cinsti pe omul de cultură, pe scriitorul, pe poetul Viorel Mureșan. La revedere!